Vreau să le mulțumesc și celor și să-i atrag către noi, celor care au stat pe gândul să voteze sau să nu voteze pe România. Într-adevăr, noi am mers cu o echipă tânără la drum, puțin mai greu și cu experiența politică necesară, să zic. Am avut, normal, și membri cu experiență, dar foarte mulți tineri care practic n-au mai făcut politică și practic am avut unele probleme de organizare în teritoriu. Poate că nici cei care au venit și s-au bătut cu pumnul în piept că ei vor să vină la Pro-România și să-și facă treabă, nu prea ne-au dat rezultate unii. Vom face o analiză pe fiecare comună în parte, fiindcă rezultatele spune că acolo unde oamenii s-au implicat s-au scos 300-400 de voturi în comunele comune și în altele, chiar orașe unde așteptam mai mult, voturile au fost mult mai puține. Este clar că cei în care am avut încredere, cei pe care am pus să răspundă de zonă, cei pe care am ales să conducă anumite filiale, cei care am pus în secție de votare, nu și-au făcut normal treaba așa cum trebuia. Eu, dacă domnul Claudiu Pop, mulțumit, să zic cu speranțe că așa e, totdeauna suntem mulțumit că știți că eu lucrez pe targete și eu... De-aia facem echipă bună. Nu-l ating așa, am mai multe nemulțumiri. Asta înseamnă că, și am avut o discuție și cu domnul Pop, vom lucra mai mult pe proceduri, astfel ca comunicarea între noi pe orizontală să fie mai bună. Vom face și niște criterii de selecție a oamenilor care vor intra în secții de votare. Bineînțeles, și niște criterii de selecție pentru cei care îi vom aduce în partid ca să îi punem responsabili de comune sau de filiale sau de zone. Fiindcă rezultatele, l-am spus, sunt cam pestrițe. Pe unele zone, pe unele zone stăm foarte bine, pe altele mai puțin bine. Faptul că totuși am adus în coșul Pro-România 11.446 de mii de voturi, da? Practic suntem la nivelul altor județe ca și număr de voturi pusă în coșul Pro-România. Fiindcă prezența, pe de parte, prezența la vot în Bihor a fost una în cele mai mari și foarte bine. Și probabil că noi, neorganizați așa cum trebuie pe anumite zone, ne-a prins pe ușor greșit. De-aia ne-a dus undeva sub un procent de 5%. Deși alți colegi cu 10.000 de voturi în alte județe au un procent de penetrare, să zic așa, de 5,2-5,6. Deci, practic, să zic, rezultatul nu ne speră, ci chiar ne dă speranțe că, făcând anumite schimbări, atrăgând mai mulți oameni către noi și mai mulți tineri pe care să-i formăm, să creștem în continuare și să dăm speranță celor care și-au pus încrederea în noi.